Energia nu are parte de rezultate bune în acest start de sezon. După victoria din prima etapă cu CSM Ploiești, gorjenii au pierdut rând pe rând cu Bacău, Suceava și Timișoara. Sunt dezamăgit de cum s-a terminat meciul de la Bacău, în principal, pentru că diferența de scor, eu nu cred că am jucat atât de prost. Meciul cu Suceava a fost un meci bun, păcat că n-am putut să profităm de el. La Timișoara am stat pe banc pentru că am avut probleme de sănătate, n-am putut să joc, iar băieții au făcut iarăși un meci bun, tot la fel câteva greșeli pe sfârșit, am pierdut la limită. Portarul sloven Rok Ielovkan a apărat bine la Timișoara, dar cu toate astea echipa sa a pierdut la 2 goluri diferență. It will be the same, but the result that we will win. Nu e frumos când faci un meci bun și pierzi, dar poate că moralul meu și încrederea de sine a crescut după meciul la Timișoara. Sper ca sâmbătă să fac un meci la fel de bun, dar rezultatul să fie altul. Energia joacă în următoarele 2 runde cu cele mai slabe echipe din Liga Națională, Dinamo și Universitatea Cluj. După aceea însă elevii lui Andrei și-au parte de un program infernal cu meciuri cu Constanța, Odorhei, Turda sau Caraș Severin. Ce ne propunem? Meciuri bune. Dacă putem să câștigăm, să câștigăm, de ce nu? Dacă nu, să pierdem la un scor cât mai strâns. Deci înseamnă că să pierzi la un scor cât mai strâns. Următorul meci al Energiei e sâmbătă pe teren propriu cu Dinamo. Gorjenii sunt acum pe locul 10 în clasament, în timp ce Dinamo e pe 11.